Ședința Colegiului Prefectural aferentă lunii februarie a adunat la aceeași masă șefii unităților administrativ-teritoriale din județ. Mă refer la Consiliul Județean și Prefectura Județului Argeș, șefii instituțiilor și deconcentratelor județene. Tematica acestei ședințe a fost prezentarea raportului de activitate a instituțiilor cu cifre concrete și indicatori specifici. Printre instituțiile care și-au prezentat raportul de activitate pe luna februarie au fost și Direcția Agricolă și ISU Argeș. Direcția pentru Agricultura județului Argeș a desfășurat îndeosebi o activitate de monitorizare a activităților caracteristice acestei perioade, oferind fermierilor informații referitoare la structura culturilor pretabile în diferite zone, la posibilitățile de achiziționare a semințelor de calitate, a uneltelor și utilajelor agricole, precum și cu privire la acțiunile fitosanitare ce trebuie puse în practică. Urmarea acestor demersuri, suntem în măsură să vă oferim următoarele date. Toamna anului 2012 a debutat promițător în sensul realizării programului însămânțării cu următoarea structură de culturi. În total avem 63.340 de hectare, din care 55.000 grâu și triticale, 3.000 orz, 5.000 rapiță și orzoaică de toamnă, 340 de hectare. În prezent, culturile de toamnă, din punct de vedere al dezvoltării, sunt în conformitate cu perioada de vegetație a plantelor. În vederea obținerii autorizației de funcționare pentru orice clădire care este nouă, orice modificare la orice clădire adusă, atât la instituțiile dumneavoastră cât și la alte instituții, vă rog să țineți legătura cu noi încă din faza de proiectare, pentru că avem mari probleme, vin cu proiecte întomite, aprobate deja, și ele nu sunt, proiectantul nu a respectat instrucțiunile vegoare privind evacuări de persoane, privind etajări, privind drumuri de acces. Puncte de vedere pertinente au fost prezentate și de conducerea Consiliului Județean Argeș și Prefectura Argeș. Pentru luna viitoare, în martie, eu aș propune pe ordinea de zi a Colegiului Prefectural să prezinte Inspectoratul Școlar o strategie privind combaterea violenței în școli și a absenteismului școlar. Eu rămân la aceeași întrebare în care v-am spus-o de atâtea ori. La noi funcționează încă sistemul în care societățile comerciale și instituțiile care respectă legea, tot ele sunt verificate mai des și amendate decât cele care nu îndeplinesc condițiile legale și funcționează în condiții, eu zic, de improvizații. Și acolo există îngăduință, dincoace nu există îngăduință. Și asta nu e valabil numai în domeniul dumneavoastră, e valabil și în alte domenii și poate că e bine încet, încet să ne corectăm atitudinea colegilor noștri, o vorbește a salariaților noștri, să încerce să facem disciplină acolo unde trebuie făcută disciplină.